Potrivit primarului Septimiu Țurcaș, primul caz de infectare cu coronavirus din Șimleu, Silvania, a fost confirmat în aceste zile. Pacientul în vârstă de circa 50 de ani fiind internat în prima zi la spitalul din oraș, unitate medicală suport COVID, iar apoi transferat la secția infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Zalău. Din păcate, primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat în orașul Șimleu, Silvaniei, o persoană din Șimleu, Silvaniei. La primul test care i s-a făcut a fost confirmat pozitiv. A fost internat la spitalul nostru, fiind spital suport, pentru o perioadă de, mi se pare, vreo 20 de ore. Apoi a fost transferat la spitalul de infecțioase din Zalău. Persoana are comorbidități, este o persoană nu foarte în vârstă, are 51 de ani, cred. A avut probleme de sănătate, ceea ce este și cel mai curios este faptul că persoana n-a ieșit din casă de cel puțin un an jumate, din informațiile pe care le am eu. În concluzie, există și niște contacți. Nu vă pot informa acum despre acești contacți, pentru că Direcția de Sănătate Publică face o cercetare cu toți posibilii contacti, cu toți cei care s-au întâlnit cu el. În concluzie, persoanele respective vor fi izolate la domiciliu. Nu știu câte sunt. Despre două știu în acest moment, dar nu știu dacă sunt mai mult de două persoane sau nu. Astăzi am chemat firma care se ocupă cu dezinfecția. Cu siguranță o să intrăm în acea zonă și în blocul în care locuiește persoana care are problemele și în blocurile din acea zonă din Brădet. Rugămintea mea este să nu intrați în panică, dar în același timp să respectați niște reguli minime, pentru că și dacă în această perioadă lucrurile, să zic, s-au detensionat puțin, trebuie să avem grijă în primul rând de noi și în același timp, având grijă de noi, să avem grijă de cei din jurul nostru. Există posibilitatea ca primul test care s-a făcut, care a confirmat că persoana respectivă are virusul, să nu se confirme la al doilea test. Încă o dată, mi se pare absolut curios cum o persoană care nu iese din casă de o perioadă de un an și jumătate reușește să se infecteze. Cam aceasta este situația. Probabil ați știut acest lucru. Vă rog să nu intrați în stres, că nu este cazul. Aveți grijă de dumneavoastră prin respectarea acestor condiții minime.